Autoritățile au promis și anul acesta că vom avea trenuri moderne, dar în realitate mai avem de așteptat. Contractul semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru cumpărarea 62 de trenuri de scurt parcurs a fost contestat de o altă companie care a participat la licitație. Curtea de Apel București cere acum reevaluarea ofertelor, lucru care va duce la întârzieri. În prezent avem un singur tren electric nou pentru care nu sunt gata testele de siguranță. Trenurile din România au în medie peste 40 de ani. De pildă, locomotivele electrice au 43, iar cele diesel 49. Ultimele garnituri au fost cumpărate în urmă cu două decenii. Sunt sigur că este nevoie de locomotive mai performante și în același timp de condiții mult mai bune în vagoane. Îmbunătățire nu există în CFR. Atât că ne ia banii. Românii au așteptat perioada 2014-2020 înlocuirea a un sfert din trenurile vechi, o treime din trenurile vechi cu trenurile noi. Din păcate vedem că n-a fost adusă nicio piuliță. În luna decembrie, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a semnat 3 contracte pentru cumpărarea a 62 de trenuri noi împărțite în 3 loturi. Compania poloneză PESA a câștigat toate contractele în urma licitației. Însă firma franceză Alstom a contestat rezultatul. Curtea de Apel București a admis parțial plângerea făcută și solicită reevaluarea ofertelor făcute de PESA. Suntem în etapa de început oricum a contractului, deci suntem în primele, uitați, 3-4 luni de zile de când s-a semnat contractul. Probabil că va mai fi o întârziere de o lună, două cu această etapă. Trenurile acestea ar trebui livrate în perioada 2026-2027. În prezent, ARF rămâne doar cu un contract încheiat cu Alstom. Compania trebuie să livreze pentru România până în 2025 37 de trenuri electrice. Unul dintre acestea a fost deja adus în țara noastră anul trecut. Acesta trebuia să intre în circulație în perioada Crăciunului, însă nici acum nu sunt finalizate testele, iar autoritățile estimează că vom călători cu acel tren abia la toamnă. Și gările din România ar putea fi modernizate cu bani europeni. Gara de Nord din capitală, care este cea mai mare stație feroviară din România, are nevoie de reparații serioase. Contractul de aproape 500 de milioane de lei pentru modernizare a fost semnat după mai bine de un an de la lansarea licitației. Și abia de acum, în 9 luni, urmează să fie făcut studiul de fezabilitate.